Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat marți la Strasburg noua echipă de comisari europeni și portofoliile acestora după săptămâni de lupte politice. Roxana Mânzatu, desemnată comisar din partea României, a primit portofoliu oameni, competențe și pregătire și va fi și vicepreședinta Comisiei Europene. Această veste a fost primită cu mare bucurie de reprezentanții administrației făgărășene, mai ales că Roxana Mânzatu și-a arătat sprijinul în multe dintre proiectele pe fonduri europene implementate la nivelul țării Făgărașului. Așa cum am spus și în campanie, Partidul Social Democrat are cea mai bună echipă pentru a putea pune în practică ceea ce își dorește comunitatea din Brașov și mai mult de atât, după cum vedem. Roxana Mânzatu este un om care a avut funcții publice și ministru, a fost și ministrul fondurilor europene, a avut o prestație extraordinară. Iar vis-a-vis de țara Făgărașului, Roxana Mânzatu a ajutat și a fost implicată atunci când am elaborat strategia de dezvoltare a microregiunii țării Făgărașului și de a accesa bani pe acest mecanism MITI. Din postura de comisar european și vicepreședinte a Comisiei Europene, ea are pârghiile necesare și voința de a ajuta țara Făgărașului pentru a-și implementa strategia, ceea ce înseamnă că proiectele de care are nevoie comunitatea vor avea finanțarea necesară, ajutorul Roxanei pentru a găsi finanțarea necesară de a le implementa în comunitatea făgărașană. Roxana Mânzatu, în vârstă de 44 de ani, a fost deputat PSD de Brașov din decembrie 2016 și a fost aleasă europarlamentară în iunie 2024. Între septembrie 2015 și ianuarie 2016 a fost președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, iar între martie și septembrie 2015 a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, potrivit CV-ului de pe site-ul Camerei Deputaților. Este absolventă a Facultății de Științe Politice și Administrative a Universității București și are un master în integrare europeană la Universitatea Privată Dimitrie Cantemir.